să dea câte o distribuire, să ajungă la toate persoanele politice acest vă rog live. Mult de tot, pentru... vă rog să distribuiți cât mai mult acest live, vă rog să dați tap-tap-uri, să vină cât mai mulți români alături de Valer Covaci aici, să-l asculte un polițist atât de iubit și atât de respectat de voi toți românii din țară și din străinătate. Vă rog mult de tot, dați distribuiri, dați tap-tap-uri, nu vă costă nimic. N-am avut niciodată nimica de ascuns și de fiecare dată când am ieșit public, am încercat să ajut societatea. În ianuarie, același an, știu că am deranjat clasa politică, în 2024, când au ieșit în stradă protestul fermierilor și agricultorilor și transportatorilor, am făcut apel public, așa îmbrăcat în ținuta asta, de care vor să mă dezbrace actualmente șefii, am ieșit public și am transmis, dragi colegi, gândiți cu mintea că nu doare. Nu luați permisele de conducere transportatorilor români care își câștigă pâinea din treaba asta și le-a ajuns cuțitul la os și au ieșit în stradă ca să-și ceară drepturile. N-au ieșit în stradă de bine în ianuarie să stea în frig. Au ieșit pentru că le-a ajuns cuțitul la os și i-am susținut. Știu că la vremea respectivă și tu ai făcut clip video și ai susținut cauza fermierilor și transportatorilor. M-aș fi bucurat toți polițiștii români să susțină această cauză, ceea ce nu s-a întâmplat, dar știu foarte bine că a deranjat acest lucru. Pentru că am susținut o cauză nobilă, am zis, mâine zi, poate tu, polițist român, vei fi acolo în stradă și te vei bucura dacă te va susține societatea civilă și fermierul și transportatorul și agricultorul român.